Primăriile din Deva și Hunedoara au demarat procedura de înscriere a personalului pentru recensământul populației și locuințelor, care va începe în 14 martie. Municipalitatea din Deva are nevoie de 55 de recenzori plus 6 rezerve pentru colectarea datelor. Alte 22 de persoane vor fi recrutate pentru acoperirea tuturor procedurilor noi de recenzare stabilite de guvern. Primăria Hunedoara caută un număr total de 82 de recenzori plus rezerve pentru colectarea datelor recensământului populației și locuinței din municipiul Hunedoara. Cele două primării au afișat deja pe site-urile proprii ale instituțiilor anunțuri cu privire la recrutare, dar și la condițiile care trebuie îndeplinite de către cei care vor fi recrutați.